Așezată în peisajul pitoresc al Iloviței, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului avea nevoie urgentă de lucrări de refacere după 100 de ani de la prima sfințire. În 2007, sătenii împreună cu preotul paroh au considerat că este momentul să se apuce de lucru. Am ajutat și noi cu ce am putut, cu părintele de partea noastră, noi de partea lui. E foarte frumos și împrejmuirile și tot ce s-a făcut cu ajutorul nostru al tuturor. De la lucrări de consolidare la refacerea acoperișului și restaurarea picturii interioare, împrejmuiri și alei betonate, toate au fost realizate cu bucurie pentru casa lui Dumnezeu. La slujba de resfințire de duminică au participat cu toții ca la o mare sărbătoare. Unii oameni au uitat de bătrânețe și boli și au venit pe jos de la mulți kilometri distanță. A fost foarte bine, foarte frumos. Foarte bine, nu am putut veni de la Paști la Sfânta Biserică, dar astăzi am venit 2 ore de acasă de la mine și șef am făcut până aici. Și mi-au ajutat Bunul Dumnezeu și am venit și m-am răsuflat în suflet. Părintele episcop Nicodim i-a felicitat pe toți sătenii care împreună cu părintele paroh au dat o mână de ajutor la refacerea Sfântului Lăcaș. Biserica, ce datează de peste 100 de ani, ajunsese într-o stare de degradare. În special acoperișul avea nevoie să fie înlocuit. De altfel și în exterior tencuiala se degradase. Dumnezeu să asculte rugăciunile tuturor credincioșilor care vor intra în această nouă, în ghilimele, nouă biserică pe care noi am resfințit-o. În semn de prețuire, arhiereul i-a acordat părintelui paroh rangul bisericesc de iconom stavrofor. Mulțumim lui Dumnezeu și facem o sfântă cruce pentru această împlinire. Dumnezeu să ne oprodească ca și până acum să ne binecuvinteze pe noi toți. La această mare sărbătoare duhovnicească, enoriașii nu i-au uitat nici pe ctitorii bisericii și nici pe cei apropiați care nu mai sunt. În memoria lor s-a săvârșit slujba parastasului în curtea bisericii.